Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barba, a anunțat că ținutul mănăstirilor din Bucovina este nominalizat la destinația anului 2023 la categoria tărâmuri cu istorie și tradiție. Nicolae Barba a precizat că cei care vor să voteze pentru obținerea acestei titulaturi o pot face până pe 7 aprilie la adresa www.destinațiaanului.ro slash votează minus destinația 2023. Votează Ținutul Mănăstirilor din Bucovina la categoria Tărâmuri cu Istorie și Tradiție. Este necesar să votezi în cel puțin trei categorii. Mai poți vota dacă iubești Bucovina, cetatea de scaune Sucevei, la categoria Atracții Culturale Educative și Țara Dornelor la categoria Comori Naturale. Iar la final trebuie apăsat Confirmă votul pentru a-l înregistra. După acest pas trebuie introdusă adresa de e-mail iar apoi se apasă butonul Trimite votul. În ultimul rând, trebuie accesat contul de e-mail pentru a apăsa linkul de confirmare vot, din e-mailul primit după care se primește un nou mesaj cu votul a fost confirmat.